G2-ia, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Acum, poate credeți că sunt în camaz. Ei bine, nu sunt. Am descoperit că camazul nu are coliziune pe partea de sus. I'm like, what? Nu mă întrebați ce am făcut să descoper chestia asta, dar dacă vrei să sari rapid în mașină, o faci pe sus, nu pe portiera din stânga. Deci merge și așa. Acum avem o grămadă de lucruri de făcut pe aici și o să ne apucăm prima dată de Coca-Cola. Văd că avem așa. Cacao 30, deci avem 14 tone de Coca-Cola făcute până acum. Ne mai trebuie niște cofeină. Hai să mergem să ducem cofeina, pentru că am niște cofeină strânsă aici. După care strângem ce Coca-Cola mai avem și o și vindem un picuț. Am așa, am 259.000 de euros. Și asta din cauza că, stai așa să vă arăt, băi, că eu am făcut progres aici, am vândut toate cele 4 remorci de soia pe care le-am scos din cele două terenuri. Și avem așa, unde încep la expenses, cole așa. Și dacă putem să vedem, chiar astăzi le-am vândut și am obținut de la Harvest Income 184.699 de euro din 4 remorci de soia. Le-am vândut la preț foarte, foarte bun. Și sunt foarte fericit de chestia asta, pentru că acum am un buget de 260.000 și mai facem și mai facem, ceea ce e super mega awesome. Hai să încărcăm toată cofeina posibles. Cred că mai putem să luăm. Ia stai un pic. Dacă mă dai eu jos. Cred că mai putem să luăm la cofeină, overview menu, barabing, barabang. Dar cred că mai facem câți? Nu știu, câți paleți putem face? 2 paleți. A, îi avem pe aici? Ia să vedem. De unde se spune? A, mi s-au și urcat, lol, ok. Am autoload-ul la remorca asta care stă tot timpul activat dacă apeși asta U. Și trebuie să ți-amintești să... Evident, mai apeși o dată asta U ca să nu rămână tot timpul activat. Acum, hai să trecem pe la... fabrica noastră de zahăr, să vedem în ce situație e ea. Sugar beet, nu avem... Ok, am și uitat de asta, mă, că nu mai avem trestie, auzi. Sfeclă de zahăr. Trebuie să mergem să aducem aici niște sfeclă de zahăr, să punem și fabrica asta în funcțiune. Celelalte sunt. Ideea e că fabrica mea de Coca-Cola este în funcțiune, am producție, așa că sunt fericit momentan. Să luăm pe la stânga picul așa. Aici e un pic problemă, pentru că trigger-ul de aici e un pic ciudat. Like, uneori merge, uneori nu merge, dacă mă înțelegi ce vreau să spune. Like, look. Merge decât în partea aia, cumva, la început. Doar că pe aici nu merge. Uite, când e aproape... deci, ce se întâmplă? De la jumatea remorcii în spate, se vând lucrurile. Dar pe aici nu prea merge și menozelica. Uite, vezi? Deci e o chestie foarte ciudată. Am un avantaj la remorca asta că pot să fac cu mouse-ul chestia asta și pot să le deblochez un picuț dacă e cazul. Dar uite-te, știu, oricum aș merge, nu-mi ia. Foarte ciudat. Și acum mai am pe astea două aici. God damn it, dude. Ok, ok, hai că am vândut una. Ia stai un pic, poate mă descurc mai bine dacă decuplez remorca. Și o împinge pe asta. Ok, a funcționat. Avem și un trigger aproape de... construcție, like, what? Ok. Dacă funcționează, nu mă plâng. Totul este în regulă. Acum, hai să dăm cu spatele, aici e foarte mirific și maestos. Fix în parcare. Pentru că acolo mai am niște navete de cola și vreau să le iau și pe alea. După aia le luăm și pe astea, dar întâi să se mai facă un picuț, o să dăm timpul pe rapid. Și după aia le și vindem. Uite, pe astea să le iau eu. A, mă pricep la dată cu spatele? Nu, nu prea mă pricep aici. Cu tirul, în niciun caz. Vezi, trebuia să joc mai multe Euro Truck Simulator. Așa, tati. După aia le-am luat pe astea din nou. A, să-mi pasă. Oprim motorul și ia să vedem aici. Îmi place foarte mult că mi-arată aici jos. Nu trebuie neapărat să mai intru în meniul lui Global Company ca să văd eu ce mai trebuie aici, ce sunt necesare. Deci 47, 159 și 48. Totul este în regulă. Acum, hai să luăm camazul și să ducem, evident, sfecla de zahăr la fabrica noastră de zahăr. Evident. Curios că trebuie și sfecla de zahăr, trebuie și trestie de zahăr. Ar fi fost super fain să fi trebuit decât una. Și un pic logic, dacă mă întreb pe mine. Ar fi fost, cred că, mult mai logic. Am spălat camazul, uite culoarea lui naturală. El așa arată de obicei. Mă rog, nu de obicei.
așa a arătat la început. Dar ultimele două remorci nu le-am spălat și ele arată ca naiba. Uite o diferență între ele. Ăsta chiar zicea cineva pe canal, zice, bă, nici nu știam că remorcile sunt albastre. Like, da, remorcile sunt într-adevăr albastre. Se vede un pic verde pe aici, pe sus, dar în rest numai maro, bineînțeles, din cauza nămolului. Trebuie să le spăl și pe alea două, doar că n-am mai avut răbdare. Așa, acum eu aveam 200 și ceva de tone de sfeclă, dacă nu mă înșel. Avem așa, straw, hay, grass, silage, wood chips, chaff, tot rămâne sugar cane, sugar beet. Exact, 263 de tone mai exact. O să-mi trebuiască, știu sigur că maximum este de 100 de mii de kilograme, adică 100 de tone suportă maxim fabrica de zahăr. Deci mai mult de atât nici nu avem cum să băgăm oricum. Așa. Așa că o să le iau, deci avem 5, da, bun, cele 4 remorci pline cred că ar fi îndeajuns. Deocamdată, că normal ar mai trebui. Așa, stai să vedem cum avem mai eu de aici. Bun, am umplut-o și pe a patra, acum am demaraj. A, nu mai am demaraj, ok, bine. Nu mai merge la deal în niciun caz. Dar hai că avem unghi de întoarcere bun. Ok, tot arată bine. Aici trebuie să venim să facem un pic de curățenie la animale. Ia să dăm noi pe cruise control cu așa. Și în timpul ăsta să verificăm animalele. Da, bun, 40%. Ok, trebuie să facem cura la animale și avem productivitatea la 94%. Avem milk 6 tone. Momentan nu avem unde ajuns de mult lapte pentru a-l vinde, dar avem manure. Avem îngrășământ solid. Ce vreau să fac pe viitor este o livadă. Asta este următorul nostru proiect mare. Momentan, din fabricile pe care le avem și din culturile pe care le avem, o să scoatem bănișori. Bă, poate nu o să fim milionari, dar o să o ducem bine, nu o să fie rău. Și o să folosesc investiția în văcuțe și o să facem o zonă cu pomi fructiferi și o să o numesc, evident, livadă. Nu știu exact, probabil o să trebuiască să cumpărăm un teren sau facem un teren pe care îl avem, vedem, vedem, vedem. Mie mi-ar fi plăcut să cumpărăm un teren și să facem chestia asta pe un nou teren, doar că o să mai trebuiască, bănișor, că pe lângă pomii fructiferi, o să trebuiască să mai investim în văcuțe, deoarece bălegarul văcuțelor este foarte prețios. Trebuie două lucruri la pomii fructiferi, apă și îngrășământ solid, tradus pe românește, bălegar. Așa că o să-mi trebuiască bălegar atât pentru fabrica de cafea, cât și pentru pomii fructiferi. Îți alegeți? Și de asta o să-mi trebuiască multe văcuțe. 259.000 de euro. Ok. Așa. Pomii fructiferi sunt ăștia, am văzut-o data trecută și o să mai caut pe internet după alții să vedem, dar momentan vreau să plec cu ăștia. Avem la miscellaneous 2. Pomul de portocali și meri. Ăștia sunt cei doi. Costă foarte mult, adică 10.000 de euro extraordinar de mult pentru un pom. Like, extraordinar de mult pentru un pom. Nu știu exact dacă se va merita, dar mă gândesc că o să fie... Oh my god, stai așa că s-a... Fix la colț, fii atent. Aoleu. Aici am un bulinat-o. Mă gândesc că e un proiect foarte fain pe care să-l facem. O să trebuiască să vin cu camazul să împing un picuț remorca din spate și să se deblocheze. Damn it, ok. Hai pe aici. Mi s-a blocat chestia în spate. Remorcuța, firară mama ei de remorcuța. Ete, cred că pot să o împing un pic pe aici. Cu toată viteza înainte. Oh my god, ok, a intrat roata în beton. Holy shit. Nu ajută că e plină. Absolut deloc. Wow. Dude, e super grea. Adică cel puțin așa se simte. A fi super, super mega grea. Ok. Cu viteza înainte. Bă, da. Foarte puțin zahăr. Mie chiar mai trebuie zahăr. A, s-a deblocat? Da, no, mai trebuie o dată. Cel puțin o dată. Nasol că asta nu prinde viteză. Trebuie o suprafață foarte, foarte mare până prinde un pic de viteză. Hai tati, hai tati, 10, 20, hai măcar un 30 până îl lovim. Ala a fost! A? Cred că te-a ajuns. O, mai am un stâlp acolo, nu știu sigur dacă poate să treacă de stâlpul ăla. În regulă. Ia. Ok.
S-a lovit din nou. Dar în ce, mă? A, în gunoiul ăla. Am un gunoi acolo. Poate dacă trag un pic așa. No, o să vezi tot cu camazul trebuie să vin. Fuck, dude. M-am blocat. Damn it. Aha. Oh, nu vrea. Nu vrea. Uite, s-a blocat în gunoiul ăsta aici. Oh, man. Fix în ghena de gunoi s-a blocat. No, cum o facem noi pe asta? Stai așa. Cred că tot așa la un unghi și un pic din spate o să vin. Ia să vedem. Venim de aici. Vai, nici nu se mișcă. Să vezi că o să trebuiască să decuplăm asta. Să vezi numai. Este dacă vin de aici. Ok. O să trebuiască să mă joc bine de tot cu direcția. Mutăm camera pe față. Și hai să o lovim. Țineți-i pumnii să fac direcția bună. Opa. Ia să vedem s-a decuplat de acolo. Să vedem, să vedem dacă merge. Avem 44 de tone, 500 băgat aici de sfeclă. Și acum vine și ultima remorcă. Dacă o selectez eu pe ultima, fii atent. Decuplez și o cuplez. Vezi, mă joc așa un pic cu ea. Shit! Ok, uitați că s-au decuplat mai multe. Ok, ok. Și dacă mă duc în spate. Bun, o lăsăm așa un pic întoarsă. Și mai vin o dată cu camazul. A? Da. Am acolo o roată care e fix blocată, firaria să fie. Să vezi tu, din nou să trebuiască să renunțăm la remorca aia. Încerc să evit chestia asta, că după aia cuplajul remorcilor să fie super nasol de făcut. Ok, hai. Cu toată viteza înainte. Oh my god, ce accelerație nu am la asta. Dacă avem un loader pe aici, ce fain era. Gata, tat. Nu mai are ce. Nu mai are ce să facă. Punem aici, parcăm. Acum... N-are încă o dată, trebuie să funcționeze, e imposibil să se mai blocheze. Este absolut imposibil. Nu știu cum a funcționat foarte, deci atât de bine lovitura aia, dar uite că a mers. Ok, bun. Punem aici. Cred că aș putea să las asta fix cu alea și ea. Bun, o să opresc motorul și lăsăm să descarce în continuare. Hai să mergem să facem un picuț de curățenie la văcuțe. Cred că o să duc furca asta, cred că o voi lăsa aici. Aici nu încurcă pe nimeni. Ok, intră chiar prin perete. No, bine. Facem un pic de curățenie, să le avem noi pe vacile. Ok. Și... gata, bosulea, nu? Nu știu, cred că vacile s-au mai și mulțit între ele, nu? Cel puțin așa ar trebui să se mai fi mulțit între ele. Numai că se mulțesc foarte încet, încât să aștept eu să se facă multe văcuțele. Trebuie neapărat să mai cumpărăm văcuțele. Acum că stau să mă gândesc, 10.000 copacu. I don't know. Ar mai merge vreo 5 văcuțe numai pentru livada de copac. De copaci, ca să fie... Să fie acolo o cantitate mare de îngrășământ. No, bun, cred că acum putem să punem greutatea. Da, cred că pot să pun greutatea fără probleme. Awesome. Și lăsăm utilajul aici. Ce trebuie să fac eu? Apropo, o fabrică de rație mixtă are de toate și în cantități mari. Trebuie neapărat să ierbicidez acest teren și trebuie să mă teleportez în fix ăsta. Avem liquid fertilizer. Mie nu trebuie fertilizatorul. Mie trebuie să ierbicidez aici. Neapărat, pentru că după aia mi se strică cultura și totodată trebuie să semănăm pe cealaltă terenuri. Trebuie să ne ocupăm de chestia asta acum ca să avem după aia cultură când dăm timpul pe rapid. Nu pot să dau timpul pe rapid până când nu am ierbicidat aici, că o să stric cultura. Musai. Să nu uit chestia asta. Ok, ia să nu uităm noi dacă mai avem alt rezervor de ierbicid pacilea. Uite, avem unul aici. Ăsta e fertilizator sau e ierbicid? Nu știu ce e. Tu ce ești, măi? Ăsta e ierbicid, ok? Lăsăm. Ba nu, e fertilizator? Ba nu, e ierbicid, l-am văzut. Ideea următoare și anume, Corteva AgriScience scrie pe ambele, doar că în dreapta aici jos, ăsta are semnul de fertilizator lichid și ăsta are semnul de ierbicid. Și logic că ți arată și când ai cu mouse-ul pe ele.
dar poți să le vezi de la distanță după semnul ăla micuțel. Acum, mie de unde o să-mi ia? Stai un pic, că nu înțeleg. Hai să dau un pic rezervorul încoace să mă asigur că se încarcă din rezervorul ăsta micuț și nu din ăla mare. Că și așa, l-avem pe ăsta pe aici degeaba și stă 921 de kilograme. Sper că mi-e de ajuns. Cred că mi-e de ajuns pentru terenul ăsta, nu cred că e nevoie de mai mult de atâta. Oricum, vreau să menționez că setup-ul ăsta pe care l-am aici, clasul ăsta, deși este un tractor mai slăbuț, funcționează foarte bine cu sprayerul de la Hardy și cu greutatea asta mare. So, am găsit setup-ul perfect pentru atât ierbicidare cât și fertilizare. Pe ăsta o să-l păstrez o perioadă până când ne luăm utilaje de alea specifice. Așa tati. Frumoșel, frumoșel. Hai să-i dăm aici. Și am dat cu H-ul. Bun, acum, să ne gândim. Aici avem tot ce ne trebuie, da. Mă mă gândesc la cupa, încă sunt impresionat de cupa asta. Avem semănătoarea acolo așa. M-a tot bătut la cap să pun canola. Punem canola acum pe terenul îl mare. Ia stai un pic să vedem dacă am ceva pe el acum. Pe ăsta am semănat. Harvested. Ok, trebuie să mergem aici. Ne-ar trebui și niște lime. Să terminăm noi de dat cu lime pe acolo, totuși. Ar fi o idee. Ar fi într-adevăr o idee. Dar fuck it, știi ce? O lăsăm așa. Următoarea dată când o să fie nevoie să dăm cu lime, mergem să dăm cu lime. Stai așa, am fertilizator și am soia. Mai trebuie să mai încărcăm. Mai trebuie aici niște semințe. Mai trebuiește resurse. Deschidem-le o treapă. Aici, din câte știu, puțin cu troc. Aba nu, uite că le-a nimerit. Wow, ok. Aici uneori nimeresc semințele, alteori trebuie să mă chinui foarte mult să parchez în așa fel încât să-mi ia trigger-ul. Sau poate aici era. Este. Îți. Gata, hai că merge. E în regulă, suntem pe bines. Gata, let's go! Let's go! Punem canola. Practic mă interesează o cultură ușor de recoltat, să închiriez tot așa o combină, luăm o combină mare, poate luăm, cine știe, idealul, maybe, luăm o combină mare, facem treaba rapidă, vindem și așa obținem și noi bănișori de livadă. Chiar vreau să fac o livadă și uite chiar aici un teren destul de bun pentru treaba asta, doar că dacă îl cumpăr o să-mi dea bumbac și eu nu am cu ce să recoltez bumbacul și e cam o pierdere. Trebuie să găsesc un teren unde am soia, canola, grâu, orz, deci ceva ce pot să recoltez. Că dacă tot închiriez o combină, să pot să o valorific și pe noul teren. Așa. Semănătoarea asta e cea de la Horch, o știți foarte bine. Asta nu trebuie să aibă un cultivator înainte, adică nu trebuie să discuim înainte. Și ea se va ocupa de tot, o punem aici, nu mai avem treabă. Avem o torină și fendul meu e reparat și semi-spălat, ceea ce e în regulă, îl punem direct la treabă. Nu știu de ce pe terenul ăsta îmi place foarte mult să pun de la dreapta la stânga. Are noi, e o chestie cu capul meu, o să o punem de aici. E ticol așa. Așa, acum, noi suntem direct pe soia. Grass, wheat, barley, oat and canola. Ok, let's go! PH-ometru! PH-ometru! Așa, tată, gata. Și aici punem canola. Stai puțin să fertilizăm noi înainte. Asta parcă nu-i fertiliza, nu? Hai să fertilizăm înainte. Hai să fertilizăm înainte și pe aia mai fertilizăm o dată când semănăm. Și nu mai trebuie să mai fertilizăm. O merge așa? Da, și nu mai trebuie să mai fertilizăm după aia când o să crească. Doar ierbicidăm și am și recoltat. Yep, that's better. Hop. Putem să luăm spreader-ul în loc de sprayer, care este acum folosit la ierbicidare. Luăm spreader-ul și împrăștiem cu ăla. Ce să mai? Tot așa îi dăm pe automat și oricum ăla are lățimea destul de mare, așa că o să termine relativ rapid și după aia îi dau pe semănat. După aia trebuie să mă întorc la terenurile astea. Am încă două terenuri pe care trebuie să le semăn. Ok, pond ăsta. Oh, da. Ierbicidul mai are. Mai are acolo de lucru. Văd că a terminat până acum vreo două treceri, pare. Sau trei. Hai să zicem că trei. Ok. Sau una, două. No, doar două. Acum e la a treia. În regulă. Bă, și porci, bă, trebuie să băgă și în porci ca o fabrică faină pentru hamon.
Trebuie neapărat să ne băgăm și în Porsche. Mamă, mamă, deci am foarte multe lucruri de făcut. Și buget, ioc. Nimic, nada. Așa tot. Ia să vedem aici, avem lime ceva, ce avem aici? O, n-avem nimic, păi perfect, stai așa. Avem fertilizator în față. O, da, tașca, avem fertilizator, azi deschidem. Bă, ăsta e fertilizator, mă? Da, e fertilizator. That's bueno. Ăsta de obicei nu se consumă chiar atâta, adică o singură, un singur palet de ăsta, de tonă, ar trebui să ne ajungă. Dar, vedem, dar din câte știu, cam așa ar intra. Ok, trebuie să mă mai apropii un pic de ăstea, se pare. Yeah. Dacă aș face 3 tone, gata, îl iau pe ăsta și gata. 3 tone. Ok. 3 tone 600. E mult mai mult decât de ajuns. Merge cu fendul, are potență, poate să-l ducă, niciun stres. Iarbă trebuie să mai tai eu, deși am băgat în fabrica de rație mixtă fân deocamdată, mai trebuie să mai vin să mai tai iarbă pe aici și să o transform în fân, doar că este un proces atât de anevoios pentru mine. Deci este extraordinar de nasol, pentru că de fiecare dată trebuie să o întorc, după aia să o strâng cu windrower-ul pe rânduri, după care să vin cu loading wagon-ul și să o strâng în remorcă și după aia să o transport. Deci e, îmi ia foarte mult timp. Îmi ia extraordinar de mult timp făcutul fânului. Aș putea să o fac automat și m-am gândit la chestia asta. M-am gândit tot așa să iau o zonă sau să fac o zonă numai cu cosplay-ul. Și aș putea să fac chestia asta, doar că, sincer, chiar dacă e un pic mai rapid, nu e mult mai rapid. Adică setup-ul cosplay-ului, să schimb utilajele și toate cele, e la fel de nevoios. Așa că prefer să fac manuel toată jimenozelica. No, bun, bobiță, ia să-i dăm așa. Hai. Fertilize. Așa, ia să verificăm. Se fertilizează? Really? Serios, nu poți să treci de asta? Gata, îi dăm și acum. Bun, în regulă. A? Da, totul e în regulă aici. Hai să ne mutăm. Și ăla nu a terminat, cred eu, de ierbicida. Bun, mai avem de ierbicidat acolo. Hai să mergem totuși să vindem bucățile astea de cola pe care le avem momentan și să facem niște bănișori. Vreau să crească bugetul ăsta cât mai mult posibil. Nu prea îndrăznesc să dau timp acum pe rapid, pentru că îmi stric cultura aia de soia. Chiar țin la ea. Deși terenul nu e extraordinar de mare, țin la cultura aia de soia. Orice bănuț acum e binevenit. What the fuck, ce-i bucata asta pe jos pe aici? The hell, dude? Care i-a lăsat bucata pe jos? Uite, mi s-a mai făcut un palet. Așa, tati. Băgăm pe U. Și mai băgăm o dată Achilles Sha. Ia să vedem. Bun, hai că avem o remorcă plină. Nu e ea dublă ca etaj, dar e în regulă. Bun, unde se vede cola cel mai bine? Hai să vedem. Avem așa. Agrilb, Edwards Bar, no. Avem 1600 în creștere, deci cel mai mult e aici, la Agrilb. Acolo văd. Agrilbu e fix lângă mine, deci pot să mă duc să vând fix acolo. Hai să mai verificăm o dată totuși, că eu mă mai uit și prost. Agrilb, 2500, mai avem după aici la Grain Mill, dar n-are rost să mergem acum. Eu cred că prețul la cola poate ajunge și pe la 3000, nu știu de ce am impresia asta că se poate ajunge și la 3000. Da. Helper B has stopped working and tank is empty. What? Al cui? Al ierbicidului, cred. Cred că s-a terminat ierbicidul din rezervor. I believe so, man. I believe so. Hai să vedem cu ăla așa. Mă, ce mișto că a fost super aproape. Ia să vedem câți bani facem. Ok. 75.000. Și încă mai vindem. Tași că încă mai vindem. Hop, ia-le-și pe astea. Ia-le-și pe astea. Pe asta nu vrea, mă? O fi prea în stânga? What the fuck? Nu înțeleg. De ce nu vrea? 360.000, am făcut 360.000. Oho, a luat-o! 10.000 pe palet! Hai, mă! Cine zicea, mă, că nu se merită să facem Coca-Cola? Sigur, îți dă un pic bătaie de cap, pentru că trebuie să faci foarte multe lucruri pe lângă, dar, în cele din urmă, îți dă și niște răsplată. Nu știu exact
cât de mult se merită, dar îți dă să faci niște activități faine. Așa, da, gata, hai să parcăm aici. Op, chill the fuck out. Eu sunt pe strâns. Nu, nu sunt pe strâns, ceea ce e super, mega awesome. Bă, ăsta terminat, mă? Fenomenal așa ceva, fenomenal așa ceva. Cât mai avem? Mai avem decât o singură întoarcere, cred. Și marginea, eventual. Damn it, dude. Măi, credeam că... credeam că ăsta o să dureze o grămadă. Jesus. A, cred că ar trebui să iau. Am putea să-i facem upgrade ăstuia pe viitor, să-i luăm rezervor pe față. Să avem și rezervor pe spate, dar și pe față. Cred că ar fi interesant. No bine, no bine. Mergem aici și luăm din nou. You're a bitch, Red. Tu nu poți să crezi că s-a terminat. Like, wow. Așa tot. Bun, până se încarcă. Stai așa că m-am dus prea departe. Până se încarcă, hai să ne uităm rapid la ce posibilități avem. Avem Fertilizer Technology. Cred că aici dăm. Avem niște situații interesante, doar că pe mine nu mă ajută niciun fel pentru ierbicidat. La Crop Protection, totuși, avem ierbicidul. Putem să luăm pe ăsta pe cun, dar nu știu dacă merge cu hardy-ul. Dar ar trebui să meargă, nu înțeleg. Că zice, an additional tank to increase the capacity of your tools. Adică e pur și simplu un rezervor adițional care să mărească capacitatea. Important, uneltei mele, adică ce am pe spate, nu contează dacă l-am tot pe ăsta, nu? Mă gândesc. Sau pur și simplu am putea să ne upgradăm la asta, dar eu cred că e mult mai fain să ne luăm unul de ăsta de 1500. Poți să-i măresc oare capacitatea? Nu putem. Și în loc de greutate luăm pe ăsta. A, mi se pare genial. Genie fucking al. Mai avem, uite, mai am și aici de 6000. Un navigator de la Hardy pe care trebuie să-l iau după mine. Și avem un cisternă tot mod pe care am băgat-o, care suportă 8 tone și mă ajută, uite, will help you spray liquid fertilizer and herbicides in the hash, așa, da, 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 da. Deci putem să luăm ierbicid din asta, să o ținem pe marginea terenului, dacă terenul meu nu este pe lângă un rezervor de ierbicid și, barabing, barabung, când nu mai avem ierbicid sau fertilizator, să încărcăm de acolo. Am putea să facem chestia asta cu terenul la mare nouă, pe care fertilizăm în momentul de față. Este vorba despre ăsta. Fertilizăm și semănăm totodată. Am putea să facem chestia asta acolo, să luăm, să băgăm un rezervor, nu mă costă nici foarte mult, am acolo, știu sigur, 8 tone de erbicidă, o grăbadă, nici un stresuleanu. Așa, acolo putem lua, mamă, deci să poți să mergi prin cultură, să ai roți subțiri, este așa o... este o relaxare totală față de stresul pe care l-am când merg cu orice alt tractor, că stric cultura. Stai așa, că trebuie să mă ghidez după plantele moarte acum. Da, ăsta e un ghid. Cred că așa e perfect. A? Las pe stânga un pic? Nu! Le ia pe toate! Wow, ok. M-am încadrat perfect. Bun, atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, v-am salutat!